i să fie Domnul pentru harul pe care îl avem și în această dimineață, să fim împreună adunați în jurul cuvântului Domnului și El care știe cel mai bine ceea ce inimile noastre au nevoie și în aceste momente să ne dăruiască tot harul de care avem nevoie. Haideți împreună ca să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Marcu, capitolul 5 și vom citi de la versetul 21 unde am rămas cu studiul acestei cărți. Deci, Marcu 5, versetul 21, pagina în Sfânta Scriptură 967. După ce a trecut Isus iarăși de cealaltă parte, cu Corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rogute, vino de spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Isus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și erau femei care de 12 ani aveau scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci îi zicea, ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Isus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur prejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, ia, încă iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care, sinagogii care îi spun Fica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul? Dar Isus, fără să țină seama, seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii Nu te teme, crede numai! Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult, a intrat în lăuntru și le-a zis, Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis, Talita cumi, care tălmăcit însemnează fetițo, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani și au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Amin. Probabil că nu doar acest text, ci multe alte texte din Sfânta Scriptură ne vorbesc împreună despre nevoia disperată a omului. Despre această condiție a omului în care fiecare dintre noi ne-am aflat și înc încă unii mai sunt, nevoia pe care o au, imposibilitatea de a rezolva problema lor, în orice alt fel. Uitați-vă. Femeia aceasta ajunsese să cheltuie tot ce avusese. Nu știu averea pe care a avut-o. Avusese ceva, se pare, nu? Nu vorbește neapărat de un trai pe care zi de zi l-a dus și știu eu ce-i mai rămânea. Cheltuise tot ce avusese. Poate o avere mai mare, mai mică, nu știu. Oricum, 12 ani să te duci pe la doctor, știm bine și în zilele de astăzi, că atunci când ajungi să ai nevoie de doctori, încep să cam sece buzunarele. Problema aceasta, uitați-vă, a fost de, de, la, de mult timp. Problema aceasta. Ajungi la doctor și încep să cheltui. Într-un fel căutând rezolvare. Și totuși n-a găsit. 12 ani, dragii mei, nu, nu vorbește de două zile, de o săptămână, de o lună. 12 ani să cauți, să bați la uși și să nu găsești rezolvare. Ce să spunem de fetița aceasta? Nu? Solul morții se apropia de ea. Unde să găsești izbăvire? Unde? La cine? Și, dragii mei, cât de mult mi-aș dori pentru fiecare dintre noi și oricine aude acest cuvânt să înțelegem această realitate cu care toți ne-am confruntat și ne confruntăm. Fără de Dumnezeu, rezolvarea problemelor noastre nu stă în mâinile noastre. O de -am înțelege lucrul acesta. Omul tot crede că mai are soluții, că dacă apelează la cutare, la... nu spun să nu apelem la, la, oameni, nu promovez așa ceva, da? Nu înseamnă că, că nu avem nevoie de doctor. Nu despre asta vorbesc în această dimineață. Dar cu toții e bine să înțelegem că Omul este neputincios în fața problemelor, în fața situațiilor, și cea mai mare problemă la care omul nu are rezolvare e problema sufletului. Omul face mătănii dă-n stânga, dă dreapta, face ce crede de cuvință, într-un fel să rezolve această problemă, dar uitați, cât de bine ilustrează această întâmplare, aceste două realități, nu sunt povestiri, nu sunt, știu întâmplări care doar ilustrează, ci realități care ne vorbesc despre situația în care omul se află și o situație disperată. Păi în fața morții? Gândiți-vă apoi la această femeie. Știți cum e, cum e prezentată, nu în Sfânta Scriptură, știți în Vechiul Testament, legea mozaică dăduse... Clar porunci cu privire la orice suflet, orice femeie care avea anumite scurgeri de sânge, nu? Știți cum era privită? Necurată. 12 ani să stai în această poziție? Știm bine fiecare dintre noi. O boală, o mică boală, nu? Cum trece fratele, de exemplu. Nu că e mică sau mare, nu asta am vrut să spun. Dar o boală, uitați, se cătuiește. Te să cătuiește de puteri. Nu mai ești același, nu mai ai aceeași capacitate. Trupul tău e slăbit 12 ani să, să ai această scurgere de sânge. Și știm sângele care, parcă ești săcătuit de putere. Sângele are acea uh, capacitate de a hrăni organismul. Și despre această femeie se vorbe, vorbește. Parcă mi-aduc aminte și de acel bolnav de 38 de ani. Uneori trecem prin suferințe de câteva zile, de câteva ore. Și cât de greu este. Mi-aduc aminte cel puțin că am avut piatră la rinichi, a trecut mult de atunci. Da? Și probabil frații știți și poate surorile care au, au născut, cel puțin așa am înțeles, poate nu la fel, dar oricum așa se vorbește, îți venea să parcă un cuțit acolo, îți tot trecea prin tot organism, nu știai cum să te așezi, dacă te ridicai, dacă... O mică pietricică, nu? Și atâta, nu inconfort, te făcea să... Și știm cu toții care am trecut într-un fel sau altul. Știm ce înseamnă o boală o suferință de o perioadă. La 12 ani, dragii mei, să treci prin așa ceva, nu e ușor. Dar cât de bine mi-aș dori să înțelegem și să prindem cu toții această lecție, sau cel puțin, să o așezăm mai puternic pe inimile noastre. Dragii mei, fără de Dumnezeu, suntem nimica. Nu știu de ce de atât de multe ori uităm această realitate. Cât este bine N-ați văzut? E, e o problemă a omului. Cât îi merg lucrurile bine, cât toate uh, parcă sunt așa cum și-ar dori, cât de cât, nu? Omul uită adesea de Dumnezeu. Și o realitate, dragii mei, că când apelează omul, când parcă caută omul pe Dumnezeu, când toate resursele pe care le-a avut, cât toate pilele și relațiile, cât... Uh, toate mijloacele pe care el le-a considerat că îi vor aduce rezolvare problemei lui, când toate acestea se dau la o parte și se, se vede singur, neputincios, gol și mai ales, dragii mei, în fața morții omul se teme chiar dacă, știu eu, acoperă, se îmbracă, că el e tare, că el e dur. În fața morții, spuneau și mari noștri poezi, nu? Poate nu de moarte, dar cel puțin de veșnicie. Omul se teme. Dar în fața morții omul conștientizează cât de neputincios este. Nu mai are nimic de care să agați. Nimic de care să țină. Dar de, de multe ori tinerii nu tratează atât de serios problema. De ce? Li se pare ca o așa, o viață lungă înainte. Da, când voi ajunge și eu ca bunicii mei, poate atunci o să mă gândesc la Dumnezeu. Dar încă sunt puternic. Am în față facultate de făcut, o școală. Vreau să mă căsătoresc, vreau să-mi întemez o familie, vreau să am să fac o carieră, poate unii își doresc. Dar privește așa, din acel con în care lumea îi se pare frumoasă. Îi se pare că de el, n cei mai mulți, spun, a, da, i s-a întâmplat vecinului, i s-a întâmplat cunoscutului, dar până la urmă de mine cred că nu se va atinge nimic. Și uitați-vă, bogat, sărac, om cu condiție socială sau știu eu, boschetar, nimeni nu e ocolit de suferință și problemă pe acest pământ. Nu, nimeni. Nimeni nu este. Într-o măsură mai mare sau mai mică. Uitați-vă oamenii din vechime, nu un Iov, ce să mai spunem. Om care putem să spunem și despre el. Om după inima lui Dumnezeu. Nu ne îndoim. Păi nu să lăuda Dumnezeu cu un pârlit de credincios, nu? Unul care... Se laudă cu cineva care cu adevărat producea bucurie inimii lui. Nu? Și vine diavolul. E ocolit Iov? Și dragii mei, cred că putem să spunem cum se spunea despre ceilalți în prezența lui Iov atunci când era în, această, în acea poziție. Putem să ne punem și noi mâna la gură. Poate Iov ne-ar putea vorbi mai mult despre suferință decât o putem face noi în această dimineață, în mod real. Nu? Iov n-a fost în situația lui Iair, fetița lui, să fie aproape de moarte, să moară. Iov a avut în față. Modul de îngropare în care era. Noi spunem coșuge. Nu știu că erau coșuge. Oricum avea pe copiii lui. Morți. Despărțiți. N-avea pe un Iisus Hristos la care să apeleze. Am auzit că în mijlocul poporului nostru e unul care înviază și morții. Mă voi duce la el. Dar ea, într-un fel, îl înțelegi în această disperare. În această apăsare a Sufletului, în această durere în care nu-l mai interesa nimic, ci doar vrea să înțeleagă, Doamne, într-un sens, de ce eu am fost neprihănit? Am căutat fața ta. M-am temut, temut să te întristez. Am fugit de păcat. Am făcut legământ cu ochii mei, totul am făcut ca să rămân înaintea ta într-o poziție. Și tu, cu asta mă răsplătești cu alte cuvinte? Și, dragii mei, s-a menționat de multe ori. Uitați-vă! Iov nu avea toate aceste lucruri pe care noi să le cunoaștem. De multe ori, când înțelegi anumite lucruri din perspectiva lui Dumnezeu, știți ce aduce în inimile noastre? Pace, dragii mei! Când înțelegi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, cuvântul Domnului îți dă pace în inimă. Înțelegi și percepi altfel lucrurile. Și cu toate acestea, omul acesta atât de încercat, se amintea și de dimineață, despre Iosif, ce poți să înțelegi un tinerel, nu? Cuvinte spurcate nu erau în gura lui. Fum de țigară nu era. Nu aveai nimic de care să-l învinovățești. Poate un pic de mândrie, nu știu, e de discutat și pe ce subiect. Nimic. Nu știu dacă a făcut-o din mândrie, dar am zis, nu e subiectul acum, da? Nu poți să-l îngă... Ce să, de multe ori ne comparam cu Iosif, nu? Toți care am fost tineri, nu? Și parcă nu, prea ne asemănăm în totalitate, nu? Și totuși Dumnezeu îngăduie în viața acestui om suferința, dragii mei, închisoarea, nu de -aia de patru stele, cum vor hotel de patru stele, închisoarea amară, durere, suferință, uitare parcă. Ar fi putut să strige Iosif la Dumnezeu, Doamne, pentru ce m-ai uitat? Să-mi petrec ziua de când împlinesc majoratul 18 ani în închisoare, lângă șoare și șobolani? Credeți că aveau gardienii foarte... Nu știau cum să trateze pe cei. Nici știu cum, da. Mai uitat? Și uitați-vă, dragii mei, oameni care fac față suferinței, dar o fac în modul în care Dumnezeu dorește. Pentru fiecare dintre noi. De ce? N-avem scuze dacă într-un fel tratăm altfel. Nu că Dumnezeu nu ne înțelege. Dar uitați-vă, nimeni nu este ocolit de suferință, nimeni nu este ocolit de probleme. Într-un fel sau altul am spus. nu, nu neapărat problemele sunt la fel, dar nimeni nu este ocolit. Important e să înțelegem că de multe ori, prin suferință, Dumnezeu ne apropie de el. De multe ori. Auzeam o întâmplare, citeam o întâmplare despre o situație, o situație a unor misionari. Bine, întâmplată, se pare, de mult timp. A unor misionari care s-au dus într-o țară africană sau în India, nu mai știu exact. Și oamenii erau de acolo, băștinașii erau foarte reticenți. Cu privire la acești oameni care au venit în zona lor. Unul singur am înțeles că era mai prietenos cu ei și îi vizita, deși nu cunoșteau limba, nu reușeau să se înțeleagă prea bine, să comunice. Și la un moment dat, într-una din zile, acel prieten al acestei familii se apropie de casa lor și începe să facă semne disperate, începe să gesticuleze, nu știa cum să exprime, cum să-i. Și era acolo copila lor și la un moment dat era să dădea într-un în la ceva distanță față de casă. O ia și începe să fugă cu acea copilă. Și când văd părinții lucrul acesta, ies din casă și încep să, o, să urmărească pe acest om care le-a luat copilul. Nu știu ce au gândit despre el în astfel de momente. Și după ce au ajuns la o distanță bunicică de casă, omul respectiv, băștinașul respectiv a pus copilul jos și le-a arătat înspre casa lor. Casa lor luase foc. Băștinașii din zona respectivă au vrut să scape de acești oameni și au, au pus foc casei lor. Și sigur, uitați-vă în același timp că această ilustrație ne poate vorbi de modul în care uneori Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Poate ne ia ce e mai scump. Poate ne atinge în locul unde ne doare. De ce? Dar, regim, uitați-vă și haideți să ne analizăm cu toții. Nu e vorba doar de dumneavoastră, de noi, de toți. Cât de ușor doar atunci când parcă lucrurile nu merg cum trebuie, când poate suntem atinși unde ne doare cel mai mult, poate atunci începem să ne gândim mai profund la aceste lucruri, la faptul că poate Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Ne vrea Dumnezeu răul? Eu cred că toți care suntem în locul acesta nu credem așa ceva. Dar de multe ori e nevoie ca Dumnezeu să acționeze în moduri care ne doare ne, ne avertizează, parcă ca și băștinașul, ne, ne, ne strigă de la distanță, dar nu înțelegem vorbirea lor. Vorbirea lui ni se pare străină. De ce? Pentru că nu prea mai avem acea comuniune cu Dumnezeu care trebuie. Cuvintele lui încep să fie străine pentru noi. Pică niște inimi care nu mai răspund în același fel. Și uitați-vă, suferința de multe ori ne așează pe terenul propice în care Dumnezeu să lucreze mai mult în inimile noastre. Pilda asemănătorului n-a fost de mult uh, tratat, adică cel puțin uh, e cu un capitol înainte. Și știți cum? Cum e nevoie ca această sămânță să încolțească terenul acela să fie bine uh, bine arat, să fie un teren fertil. Nu o să poți într-un într teren dur, tare. Nu o să poți. De aceea, dragii mei, haideți și în această dimineață să ne gândim cu toți. Oare Dumnezeu poate n-a ajuns acolo să ne ia ce e mai drag? Deși au fost multe suflete pe acest pământ care au pierdut ce au avut mai drag și în urma acestei realități au trebuit să recunoască că starea lor nu era una bună înaintea lui Dumnezeu. Poate n-am ajuns în acel loc. Nu știu ce e mai drag pentru sufletele noastre. Na, oricum n-ar trebui să fie lucruri materiale. Nici de cum. Poate de multe ori cei mai drag e chiar propria noastră persoană, nu? cel mai drag nou și s-ar putea Dumnezeu să ne lovească acolo. În noi, în cine e mai drag? Dar dacă suntem totuși pe drumul către acolo și n-aș vrea să fim, dar dacă Dumnezeu totuși ne trimite semnale încă în care vrea să ne avertizeze, de ce să nu ținem cont? De ce să fie cuvintele sale niște cuvinte străine de urechile noastre, neînțelese de noi, avertizmentele noastre? Pentru că, dragii mei, și când Dumnezeu ne binecuvintează, e tot o formă a Lui în care să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Știu, cu toții am vrea doar binecuvântare de la Dumnezeu, dar și suferința e o binecuvântare. Dacă suferința lucrează, ceea ce Dumnezeu a intenționat, nu este o binecuvântare? Nu vreau să vorbim ușor în această dimineață. Credeți-mă, nu vreau să vorbim ușor, dar vreau să vedem ce ne spune fiecăruia dintre noi acest cuvânt. Uitați-vă și acești oameni stau înaintea lui Dumnezeu și recunosc că singura rezolvare pentru problema lor este Domnul Iisus Hristos. Însă, ce m-a șocat de la, de la început? Vă aduceți aminte primirea, între ghilimele, pe care gadarenii au făcut-o Domnul Iisus Hristos? Vă aduceți aminte, nu? Păi, am citit data trecută, în versetul 17 din același capitol 5. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Când? când porcilor s-au dus pe apea sâmbetei. Când averea lor, nu știu, investiseră ce au avut mai mult în acești porci, așteptau profit, așteptau mă să mulțească porcii, să mergem să-i vindem și vom fi oameni bogați, nu știu. Erau oameni care depindeau de acest porci, nu știu. Dar cert e că înaintea lor un suflet a fost mai puțin important decât porcilor, averile lor. Și, dragii mei, spuneam și atunci că de mult, de mult ori ajungem și noi ca să fie mai important orice altceva decât sufletul omului. Să fie mai important, poate, locul unde ne strângem, să fie mai important averile noastre, mașinile noastre, decât sufletele oamenilor. Să ne trezim din această stare nu este normal. Aminteam ce spune, reversul, sigur, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea. Deci, cu alte cuvinte, lumea întreagă sau sufletul unui om e mai valoros decât nu o turmă de porci. De că lumea întreagă. Dumnezeu așa privește. Păi dacă nu era valoare în sensul, s-a amintit pe acest subiect, dar dacă nu, Dumnezeu nu vedea valoare da? în sufletele noastre, dacă nu vedea importanță în sufletele noastre, în sensul acesta, am spus să aminti pe acest subiect, nu vreau să continui. Dumnezeu n-ar fi venit prin Fiul Său să moară pentru noi. Dar sufletul omului e așa de valoros Dumnezeu ne iubește și ne-a iubit atât de mult încât a trimis ce a avut mai scump ca să mântuiască nu averile noastre, să mântuiască sufletele noastre, să ne dăruiască un viitor și o nădejde. Și uitați, oamenii aceștia, e trist, dragii mei, să fii într-o astfel de stare. Nu să-l respingi poate brutal pe Domnul, dar să rogi. Doamne, te rog, când o să am 90 de ani, spun unii, atunci să vii. Voi avea nevoie atunci de tine. Păi mă apropii și eu de moarte, nu, o să am nevoie, măcar să-mi rezolv și ultim. Până atunci pe pământ m-am descurcat. Dacă am nevoie să câștig la loto, mai mă rog ție, dacă am nevoie, știu eu, să-mi vindeci bolnavul, mai mă rog ție, dar până atunci, te rog frumos, Doamne, nu interveni prea mult, nu intra în cămara asta, aici e doar ce al meu. Nu intra în locul acesta, aici sunt porcii mei, sunt dragi mie. Și uitați-vă cum de multe ori omul așa tratează relația lor cu Dumnezeu, ca și Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu știe și este. Sluga lor. Când te chem, chelnerule, tu să vii să mă servești. Eu stau la masă, mă așez bine confortabil, servește cu cele mai alese bucate, dacă cumva nu-mi place, nu te supăra pe mine că spun ce mâncare mi-ai adus, eu vreau altceva. Cam așa de multe ori tratăm. Bine, duc un pic spre extreme, dar înțelegeți. Cam așa tratăm, ca și cum Dumnezeu e chelnerul nostru. Sigur, oamenii aceștia au fost conștienți că în fața lor nu e un chelner. E unul care are putere să alunge demonii. Și au conștientizat lucrul aceea, de, acesta. De aceea cred că rugămintea lor a fost tot mai conștientizând că în fața lor e puterea lui Dumnezeu. Dar ei nu și-au permis să-l arunge cu pietre, să-l dea afară pe ușa din două. Și l-au rugat frumos. Și sunt oameni care conștientizează într-adevăr că Dumnezeu este cine este și spun, Doamne, te rugăm, lasă-ne, dar și se de-aia am spus, contrastează cu această, cu această, stare, contrastează starea acestor oameni. Știți ce spune în, în, Luca capitolul 8? Sunt pasaje similare. În Luca capitolul 8, versetul 40, la întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime că și toți îl așteptau. E o diferență uluitoare, nu? Unii, Doamne, te rog, ieși afară, te rog, pleacă din ținutul nostru, lasă-ne și alții să-l aștepte cu bucurie. Dar, dragii mei, prima dată aș vrea să ne oprim la acest lucru. Pentru toți care încă îl roagă pe Domnul să, să plece de la ei. Este cel mai groaznic ca Dumnezeu să plece de la tine. Este cel mai groaznic să-L îndepărtezi pe Dumnezeu. De multe ori Domnul Isus a fost portretizat ca unul care, știu eu, plânge înaintea noastră și se roagă de noi să-L primim. Nu asta e realitatea! El e leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David. Nu este sluga noastră. Dacă cumva ne uităm în cartea Apocalipsei și noi folosim, e adevărat, de multe ori. Iată, eu stau la ușă și bat. El nu e ca un servitor și bate la ușa inimii noastre. Doar, știți, noi suntem stăpânii și hai să-l primim. Că... Ne aduce beneficii, ne face să ne simțim bine, ne aduce și iertarea de păcate. Hai să-l primim! Nu el e domnul domnilor, împăratul împăraților? Am spus uneori, imaginea unui Iisus Hristos acolo, neputincios, în iezle aceea, e imaginea prezentată de oameni doar. Să nu uităm, el a fost și a venit în această postură. Dar cine este? Împăratul împăraților, acolo în iezle, ținea universul cu puterea sa. Nu-i cumva să credem că a fost... A fost, puterea pe care aveai a fost dată la o parte. Nu de bună voi s-a smerit. Dar n-a fost acel, acel băiețaș inocent, copilaș. Faci ce vrei cu el. Și așa tratează mulți oameni. Faci ce vrei cu Isus. Dar ăla nu e Isus adevărat. E Isus în mintea lor. E împăratul împăraților. Orice genunchi spune, se va pleca înaintea lui. El este domnul domnilor, împăratul împăraților, dragii mei. Nu stă ca ciocnind la ușa celor care nu vor să deschidă. Și e grav ca Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, să-ți întoarcă spatele și să plece. Știți, e imaginea din Apocalipsa, știți unde e? Stă la ușa unei biserici. Acolo e biserica sa, sigur se îndepărtaseră, nu puteam, la un moment dat nici nu mai gândești că e biserica Domnului, starea în care se ajunge. Dar erau acolo oameni care făceau parte din biserica sa. Nu știu câți mai erau copiii săi, nu intrăm acum în detalii. Ai cu totul altă imagine a unui împărat care totuși se îndură de copiii săi, a unui împărat care arată atâta milă. Nu e sluga, nu e servitorul, nu e cel care să facem ce vrem. De aceea uitați-vă, cei din Gadara au înțeles lucrul acesta. De aceea, într-un sens, l-au rugat să plece. Dar e grav să știți, să-i spui Domnului să plece de la tine. E grav prin atitudinea inimitare să-l îndepărtezi pe cel care este singurul care poate să-ți aducă rezolvare. Uitați-vă cum oamenii aceștia, cei de pe țărmul celălalt, îl așteptau cu bucurie. Și, dragii mei, aș vrea acum să ne gândim la noi care suntem astăzi în locul acesta. Cum îl așteptăm pe Domnul? Oamenii aceștia îl așteptau cu bucurie. Nu știu de ce îl așteptau cu bucurie. Unii, probabil, îl așteptau cu bucurie să-l vadă ca să le rezolve o problemă. Nu știu motivul pentru care oamenii aceștia îl așteptau cu bucurie. Ați văzut, omul este bucuros când îi se împlinesc anumite nevoi, da? Și cel care nu știu ce face, nu? Să distrează. El e bucuros că îi se împlinesc anumite nevoi. Nu știu motivația din spatele acestor oameni și nici vreau să fac speculații. Dar e clar că e o diferență mare între unii și alții, nu? Și oamenii aceștia îl aștept pe el vor să, îl așteaptă pe el, vor să vadă ceva de la el. Poate să le împlinească o nevoie. Poate au, au înțeles că cu adevărat este Isus Hristos, Mesia, cel promis. Nu știu ce a, spa, ce a stat în spatele fiecăruia care l-a aștepta, dar aș vrea să ne punem întrebarea noi în această dimineață. Cum îl așteptăm pe el? Mai avem această bucurie a întâlnirii cu el? Cântarea cântărilor, am fost tentat să citești câteva versete, dar citiți noastră acasă, cântarea cântărilor. Uitați-vă la legătura care stă între, că e și imaginea miresei și a Domnului Iisus Hristos. Mireasa tânjește după mire, tânjește după, după el, e bucuria inimii ei. Tânjește după acea legătură cu cel pe care îl iubește. Și nu cumva poporul Domnului a pierdut această stare? Nu cumva nu mai avem plăcere, nu mai avem bucurie de a ne întâlni cu El. Oare sufletul nostru mai tânjește și în această dimineață după El, după prezența Lui? Ce mai este Domnul pentru noi? Ar trebui să ne întrebăm fiecare. Uitați oameni care făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Sigur, ajunsese răstrăim de multe lucruri. Lucrurile lui Dumnezeu ajunseseră asemenea acelor doi ucenici care se îndreptau spre drumule Mausului, deveniseră greoi la pricepere. Și asta e starea, din păcate, în care se află poporul Domnului când vine. Sigur, a pregătit într-un sens, vă aduceți aminte? Ioan Botezătorul a fost trimis ca să pregătească într-un fel inimile celor care aveau să-l primească pe Domnul. Și cu toate acestea, uitați-vă primirea pe care o face acest popor Domnului. Dar ei îl așteaptă cu bucurie. Dragii mei, să ne întrebăm până la urmă, din nou, în lumina a tot ceea ce am vorbit în această dimineață, până la urmă, de ce L-așteptăm? Dacă e bucurie în inimile noastre, de ce L-așteptăm? Să ne vindece copiii? Să ne binecuvinteze în problemele noastre? Să dea rezolvare? De ce L-așteptăm pe Domnul? Doar pentru că El este Dumnezeu, este iubitul inimilor noastre, de-aia L-așteptăm? Atunci e bine. Dacă îl așteptăm din orice altă motivație, și fiecare, cu toții suntem chemați să ne analizăm inimile, să întrebăm, Doamne, ce ești tu în această dimineață pentru mine? Te aștept cu bucurie? Sau alte lucruri? Cu interese, Doamne, știi? Mă rog, de 12 ani, folosim imaginea a ceea ce stăm în această dimineață. De 12 ani te rog să-mi rezolvi această problemă și tu ai întârziat. Nu știu pentru ce. Dar dacă Domnul nu mai este bucuria inimii noastre, nu suntem în starea potrivită. Și ne bucurăm și noi de rămășițele care cad de la masa stăpânului, parcă îmi vine în minte această imagine. Când Domnul a chemat la masă cu el. Unde să fie mai mare bucurie de a fi cu el? În prezența lui. Unde să fie mai mare bucurie? De ce e bine ca să nu trecem cu ușurătate poate peste aceste lucruri, peste aceste imagini? Oamenii aceștia, de asta se spune despre ei, îl așteptau cu bucurie. Și spune, după ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabie, spune, s-a adunat mult norod în jurul lui. Deci nu erau doar câțiva care îl așteptau cu bucurie. Era mult norod acolo. El stătea lângă mare. Și spune, atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune foarte multe despre acest om. Nu știm istoria acestui om. S-a vorbit de curând despre acel vameș. Ceva mai multe, parcă măcar poziția lui nu era un vameș. Dorința lui să-l vadă. Dar sigur și omul acesta de ști, nu știm foarte multe despre el. Știm că are o problemă mare, dragii mei. Și am spus, nu știu, mă uit în sală și nu știu să fi trecut cineva prin această, sigur au fost și momente când poate s-a pierdut o sarcină, să spunem, dar cineva care să piardă un copil la vârsta de 12 ani, cel puțin în momentul ăsta nu, nu știu dacă cineva a putut să treacă pe aici. Dar haideți să ne gândim puțin la starea acestui om. N-a mai contat pentru el, era funtaș al sinagogii. Poate un om temător de Dumnezeu, poate un om indiferent. Dar de ce am spus, uitați-vă cum problemele din viața omului, mai devreme sau mai târziu îl vor conduce spre Dumnezeu. Păi dacă ești fruntaș al sinagogii, poate nu știu, n-ai alte rezolvări. De ce să vii la acesta? Știi mai mari, mai mari norodului, cum îl tratau pe Domnul Iisus? Ei au fost cei care au întărtat și au manipulat norodul ca să fie împotriva Domnului, nu? Și cu toate acestea, omul acesta, nu, nu știu ce a fost, poate era cu adevărat un om temător de Dumnezeu, un om care îl căuta pe Dumnezeu. Dar știu sigur din Sfânta Scriptură că omul acesta are o problemă și nu este ușor, dragii mei. Puneți-vă în pielea acestui om. Nu să ai copilul. Cel la care ții. Nu, nu, cred că e cineva să nu și iubească copiii, nu? Să ai o fetiță și știi ce să vorbește despre ea? Era unicul lor copil. Deci nici măcar dacă acest copil ar fi plecat din viața lor, nu le-ar mai fi rămas nicio alinare. Nu le-ar le mai fi rămas Nu știm dacă ar mai fi putut să aibă alți copii Nu intrăm în detalii, poate Dar cert era unica lor Comoară cu alte cuvinte Și omul acesta genunchiat, parcă de această problemă Cât ați văzut din astfel de oameni Uitați ce scrie Cum l-a văzut fruntașul, ce spune aici S-a aruncat la picioarele lui Mândria lui De care poate era fruntaș Mai mare al norodului Învățat să-i spună alții rabi, învățătorule. Sigur, sunt oameni care se ocupau de sinagogi, dintre bătrânii, asta e fruntașul sinagogii, dintre cei care conduceau lucrurile administrative, poate. Dar erau un cu vază. Când Domnul ajunge, uitați-vă, fie ce-o fi, da? politician mai mare, mai nu știu ce, își calcă mândria în picioare când cu adevărat are o problemă care conștientizează că nu o poate rezolva. Poate fruntașul ăsta a căutat și în alte lucruri. Deși nu știu. Nu ni se scrie că era bolnavă de mult timp. Poate a fost ceva foarte, foarte rapid în viețile lor să fi întâmplat. Că de multe ori ați văzut, problemele vin într-o fracțiune. Totul se schimbă în, în, într-un interval foarte scurt de timp. Dar omul acesta avea această problemă. Singurul lor copil era pe moarte. Și a știut, l-a căutat pe Domnul Isus Hristos și l-a implorat să-i vindece copilul. A înțeles că cu adevărat era, gândiți-vă, era într-o o cur cursă contra cronometru, nu? De aceea vin din casa lui, vin oameni care spun, nu mai supăra, gata, copilul tău a murit, nu-l nu mai, nu mai deranja, nu-l mai supăra. Deci e clar că era parcă într-o cursă contra cronometru și a știut că este cineva despre care a auzit, nu știu părerea pe care o avea acest om despre Isus Hristos dar dacă te duci la cineva conștientizezi că e singurul care te poate ajuta uitați-vă în felul acesta se prezintă nu mai ține cont și dragii mei de multe ori uitați-vă suferința zdrobește poate mândria inimii noastre ca să conștientizăm că suntem decât praf și țărână și unul singur rezolvă unul singur are răspuns pentru noi nu mai ține cont. Era fruntaș. Ce l-ar fi văzut alții? Nu în suferință omul nu mai ține cont. De nimic vrea să-i fie rezolvată problema. Și gândiți-vă cum i-a făcut această rugăminte. I-a făcut ur următoarea rugăminte cum? Stăruitoare. Când ești în necaz, cum te rogi, dragul meu? Se aseamănă cu rugăciunile alea de multe ori învățate pe care le spunem înainte lui Dumnezeu? O, de multe ori nici glasul, nici cuvintele potrivite, poate nu le mai găsim. Dar e aceea tânjire a inimii, acel strigăt lăuntric, acea frământare, poate nu spunem nici măcar multe cuvinte înaintea lui Dumnezeu, dar cum sunt acele cuvinte cele mai sincere, dragii mei. De multe ori folosim cuvinte, ne rugăm înaintea Domnului. Poezioare învățate. La fel ca și copiii. Hai, apeși pe buton, spune poezia. Spune poezia să impresionezi publicul. Spune poezia să, se audă, să te audă părinții celorlalți copii ca să vadă ce copil deștept am. Ce copil am învățat, educat, l-am am folosit timp pentru el, l-am am, am, am trebuie acum să-mi aducă o satisfacție, numărul unu să fie. Apeși pe, pe, buton, spune și ați văzut ce tragedie pentru părinți când se încurcă copilul la poezie de la grădiniță. Ați văzut ce tragedie. Mi-a luat copilul patru. Vai, cum mai ai făcut de rușine? pe mine. Ați înțeles legătura, nu? E că adică noi, asta e problema. Nu, poate nu ne doare că copilul ăla nu-și face datoria. Uneori ne doare că m-a făcut de rușine, domne. Bine, înțelegeți un pic, extrapolez, măresc. Omul acesta când a venit la Domnul Iisus n-a mai spus poezii. N-a mai spus poezii. Vedeți cum suferința ne face să fim sinceri cu Dumnezeu? Vedeți cum suferința dă la o parte totul? Mândria, Actoria din noi, orice alt lucru, dă la o parte. Ne face să fim sinceri cu Dumnezeu. Pentru că atunci conștientizează fiecare muritor că cu Dumnezeu nu poți să-l mai impresionezi. Ți-e frică să-l mai impresionezi pe Dumnezeu cu cuvinte învățate, cu poezioare. E sincer, strigi la Dumnezeu. Două cuvinte dacă le spui. Ca vameșul. Doamne, ai milă de mine. Ca tărharul. Adu-ți aminte de mine. Uitați-vă cum oamenii în momente de răscruce sunt cu adevărat ceea ce sunt ei. Dă la o parte orice haină. Dar mă întreb din nou în această dimineață, să ajungem în punctul acesta? De ce oare? De ce oare să ajungem până acolo? Ca să ne coste mult lecția pe care trebuie să o învățăm să amintiți de dimineață, lecția ascultării de Dumnezeu. De ce oare să ne coste atât de mult? Nu spun că întotdeauna să nu fiu înțeles greșit, suferința e doar o urmare a neascultării noastre. Am amintit pe Iov. Nu e clar, nu e suferința în dreptul acestui om. Dar e clar că suferința este cel mai bun profesor pentru fiecare dintre noi. Problema gravă în care putem să ne aflăm este modul în care suntem mai receptivi, mai sensibili, mai atenți la glasul Duhului Sfânt. De aceea, omul acesta. Îmi închipui că n-a venit să spună poezioare înaintea Domnului. S-a rugat stăruitor înaintea Domnului. Vedeți, n-a spus multe cuvinte, dar a fost o stăruință a inimii. Un, o apăsare, o greutate care stătea pe inima lui. Și conștientizăm, nu? Să ai copilul acasă bolnav la un pas de moarte și tu să-ți mai permiți să fii altfel decât sincer înaintea Domnului. Dar e o, e o rugăminte sinceră înaintea Domnului. Și spune, fetița mea trage să moară. Rogute, vino de spune mâna peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Nu spune, dacă poți să faci, știți, a fost cineva care s-a apropiat în felul acesta, Domnul. Dacă poți să faci ceva, fă. Dar asta nu asta spune. Spune, te rog, vino, puneți mâna, vindeco, ca să trăiască o rugăciune cu adevărat făcută din toată inima, o, o rugăciune vedem a credinței. De aia Domnul întărește, dacă observăm mai târziu, sigur nu o, să, nu o să ajungem acolo în această dimineață, dar întărește credința acestui om. Când aude verdictul, fetița ta a murit, gata, nu mai supăra. Deși o altă Evanghelie îl prezintă pe cel care vine deja, ca și cum fetița lui a murit, cel puțin o altă parte. Probabil că în acele momente când a auzit vestea din nou, a rugat pe Domnul. Dar e clar că omul acesta știa că Iisus Hristos, acest proroc poate cum îl vedea, acest Mesia, nu știu cum l-a văzut, dar știa că poate să-i rezolve problema. Și uitați pe Domnul Iisus Hristos. Isus a plecat împreună cu el. E vreo rugăminte pe care să o facem sincer înaintea Domnului. Să fie după voia Lui și Dumnezeu să nu asculte? De ce nu credem lucrul acesta? De ce nu credem? Știți ce spune Iacov? Când te rogi să ceri ca și cum, ai fi primit. Altfel te îndoiești. Nu-i nu, nu o credință acolo. Sigur, nu toate rugămintele noastre sunt după voia lui Dumnezeu. Nu toate rugămintele, rugămințile noastre înaintea Domnului sunt ascultate în sensul a ne da rezolvarea în acel moment. Că uneori rezolvarea poate să dureze un an, doi, Uitați-vă la părinții care au strigat după copil în vechime, nu? Părinții lui Ioan. Cât au stat acești oameni până ca rugăciunea lor să fie ascultată? Ne îndoim că erau oameni prihoniți? Nu, ne îndoim. Erau oameni prihăniți. Dumnezeu avea un plan deosebit. Au fost părinții unui om de talia lui Ioan Botezătorul. Dumnezeu avea un ceas în care să-l aducă pe acest prung în mijlocul poporului evreu. Și e nevoie să treacă timp. O, de multe ori, vrem imediat să se rezolve. Nu mai putem, suferința ne doboară în așa măsură încât vrem ca Dumnezeu să ne răspundă. Poate Dumnezeu are un plan mai deosebit decât o rezolvare imediată. Poate Dumnezeu are să te învețe ceva, are să mă învețe ceva. Nu știu. Dar important este să înțelegem. Uitați ce spune aici. Iisus a plecat împreună cu el. Nu i-a spus, nu mă deranja. Păi am să țin o predică acum la mulțime. Tu mă încurci cu problemele tale. Cum o să fii egoist, mă, Iair? Adică nu mai detine spas. Uite aici câți oameni au nevoie să audă Evanghelia. Au nevoie să audă cuvintele vieții veșnice, cuvintele despre împărăția cerului. Ce mă deranjez, mă, Iair? Uitați-vă cum Dumnezeu răspunde, dragii mei. Nu este un Dumnezeu, cum spune în Vechiul Testament, să n-audă. Nu este surd de la glasul nostru. Cel întotdeauna a arătat acea bunăvoință, acea dragoste. Noi de multe ori ca și oameni, haideți să fim sinceri. De multe ori nu avem compasiune față de suferințele celor de lângă noi. Chiar poate rugăciunile pe care le facem pentru ei nu sunt ca și cum ar fi făcute pentru copiii noștri. Nu gândiți-vă! Ne rugăm ca și cum ar fi de al nostru? Așa ar trebui pentru fratele care trece în suferință. Bine, sigur Dumnezeu poate să aibă un plan. Nu mă refer la fratele acum, gică, da? Poate are alt plan, nu știu. Dar în același fel ar trebui să ne rugăm ca și cum ar fi al nostru. Ca și cum este fratele nostru. O, oh, când e al nostru copil, nu știi cum să spunem să frate, te rog, roagă-te. Și când ne roagă cineva, ok, o facem, că na. Măcar de gura celorlalți, măcar să arătăm. Nu, nu spun că așa se face, să nu mă înțelegeți greșit. Dar vreau să ne gândim profund la aceste lucruri. Fratele, sora, problema unuia sau altuia trebuie să fie problema noastră. Că ați văzut noi de multe ori, își merită, las că am văzut eu cum cheltuie banii, cum tratează lucrurile, merită unde a ajuns. Suntem atât de buni de a da directive cu privire la alții, de a trage concluzii, ca și cum Dumnezeu ne-a așezat pe postul de judecători. Uităm ce spune, e treaba stăpânului cu privire la robul cuiva, nu e treaba noastră. Treaba noastră e să ne facem datoria. Treaba noastră e să simțim unii cu alții. Iar uitați-vă și nu vorbesc mie, da, să nu... -mi... Haideți să ne gândim și să înțelegem că Dumnezeu, în felul acesta, dragostea înseamnă cu adevărat să te doară când vreunul sau altul trece prin problemă, prin suferință. Să simți împreună cu el. Poate ne mulțumim, scoatem două cuvinte, frate, Domnul, să te binecuvinteze și am uitat, am ajuns acasă, am și uitat de nevoie. Dacă e a noastră, dacă e copila noastră, cum e în cazul ăsta, nu uităm. Ne rugăm Domnului, stăruim înaintea Domnului, până problema este rezolvată. Asta înseamnă compasiune. Asta înseamnă dragoste. Și uitați, Domnul arată. Era este Prințul Cerului, Dumnezeu Creatorul. Și se uită spre fărâmă. Conștientizăm doar la ora actuală. Sunt câteva miliarde de oameni, da? Și fiecare suflet de pe acest pământ e important înaintea ochilor lui Dumnezeu, dragii mei. Când noi ne gândim la această realitate, șase miliarde de oameni, ne simțim nimic, sincer, nu? Ce să fii? Și președintele Americii, dacă ai fi tot zero, ești până la urmă. Nu? Ești unul la fel. Pentru că am spus, bogat, sărac, poziție înaltă, în fața suferinței, toți suntem egali. Da, unii poate au mai mult. Bani de cheltuit pe la doctori. Poate anumite lucruri. Dar omul care ajunge într-o problemă în care poate omul este neputincios, este egal înaintea lui Dumnezeu ca și ceilalți. Oricum, omul e egal înaintea lui Dumnezeu. Sigur, vorbim și de, ne gândim și la responsabilitatea pe care cei îndregătorii o au înaintea lui Dumnezeu. Asta e alt aspect. Dar înaintea lui Dumnezeu, omul este egal. Indiferent că a urcat pe culmile sociale, că a ajuns bogat, care averi. Auzeam, apropo, spunea soția despre o, o fată, nu știu că mai gândesc în ziua de astăzi, o fată care a moștenit o avere impresionantă în Austria de la părinții ei. Să spune despre ea, am înțeles, poate ați auzit știrea că a vrut să doneze, cred că 90% din, din averea pe care o are, pentru că am considerat că nu are niciun merit în această direcție. Dar a contribuit cu nimic să aibă acești bani. Alții au muncit pentru ei și a considerat că nu e drept. Și într-un fel trebuie să împartă cu ceilalți. Un lucru să spunem frumos, da? Nu ne gândim la motivații, cel puțin motivația pe care a spus-o, da? S-a considerat ca o fericită că a primit o astfel de moștenire, dar nu că are vreun drept în această direcție. Și, într-un fel, cam așa ar trebui să gândim cu toții. Că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, putere de muncă, că Dumnezeu ne-a dat, poate, capacități mai deosebite decât ale altora, în anumite domenii, pentru că fiecare e special și deosebit în domeniul lui de lucru, da? Și în ceea ce Dumnezeu, că acum noi trebuie să dezvoltăm aceste abilități pe care Dumnezeu ni le-a pus, să punem osul la treabă, e altceva, da? Că Dumnezeu nu încurajează lenea. Dar, în același timp, nimic nu avem. Fără de care să nu ținem de Dumnezeu. Ia Dumnezeu să-ți ia puterea brațelor. Mai poți să te duci la muncă. Indiferent ce faci. Mai poți să te duci la muncă decât nu știu ce meserie e. putea să faci doar cu picioarele. Îți trebuie. Și mâini. Ia Dumnezeu să-ți ia ceva. Ce mai ești în fața? Te consider cu adevărat. Vezi că nu ești nimic. Și așa ar trebui. Tot ceea ce avem vine de la Domnul. Nu spune. Și dacă l-ai primit, cum să te lauzi? Suntem doar. Folosiți imaginea Sfintei Scripturi, doar administratori. Deci Dumnezeu ne-a pus să administrăm și sigur, în funcție de cum ne, ne achităm sarcinile față de aceste responsabilități pe care Dumnezeu le-a pus, suntem robi buni sau robi care nu ne-am achitat de sarcină. Dar cu toții suntem administratori într-un fel sau alții. Altul, copiii pe care îi avem, nu că e vorba în acest text. Dumnezeu ni a dat să-i administrăm în sensul bun, nu ca, acel, nu ca și banii, da? În sensul bun. Dar suntem responsabili, suntem administratori. Dar totul vine de la Dumnezeu. Uitați-vă, Domnul Isus răspunde. Isus a plecat împreună cu el și o să ne oprim la versetul acesta. Și după el mergeau mult norod și îl îmbulzea. Da, Domnul răspunde. În mijlocul, uitați-vă. Poate a multor altor oameni care aveau nevoie de el. Dar Domnul răspunde la această nevoie a acestui om. Dragii mei, măcar lucrul acesta, măcar lucrurile acestea să le învățăm în această dimineață. Avem un Dumnezeu care nu ne întoarce spatele. El ne îndeamnă, stăruiți, cereți, bateți, căutați și veți găsi, nu lăsați. E imaginea acelei văduve care nu avea niciun. N-avea banii lui Iair, n-avea posibilitățile lui Iair, era o vădvă. Și mai ales în, în, perioada aceea din vechime, da? Cel puțin femeile care nu-și câștigau existența la fel ca și bărbații, da? Știți bine cum a stat istoria, da? Erau cele mai neputincioase când problemele interveneau în viața lor. Nebăgate în seamă de nimeni, mai ales dacă nu mai aveau nici copii care să îngrijească de, de ele. Și această femeie vădvă se spune că nu s-a lăsat până când problema ei n-a fost rezolvată de acel judecător care parcă trește în zilele noastre. Nedrept. Asta se spune despre el. Dar din ciuda faptului că nu se temea de Dumnezeu, că era nedrept, cumpărat probabil cu bani, știa cum să jăgmânească pe alții, spune măcar pentru stăruința ei, o să-i fac dreptate, cu alții să scap o dată de ea, să nu mai aude această femeie. Și spune, cum are Dumnezeu? Care nu e nici nedrept, nu e nici nepăsător, nici nu-l cumpărăm cu bani. Nu, niciodată nu o să întâmple lucrul acesta. Cum oare Dumnezeu? Nu va răspunde. Dragii mei, de aceea să conștientizăm în această neață că nu suntem nimic fără de Dumnezeu. Să înțelegem apoi că nu doar problemele mari, ci și cele mici ar trebui să ne ducă tot, ar trebui să ne conducă tot la El. Nu doar problemele mari. Nu doar alea. Dumnezeu nu se simte lezat că îl deranjăm. Ce arătăm dependență de El. Nu arătăm o stare în care ne descurcăm, Doamne, doar când copilul nostru e pe moarte, atunci o să apelăm la Tine. Noi de să învățăm să nu fie străine cuvintele Domnului de, de urechile noastre. Să fim receptivi, să răspundem printr-o ascultare. Să fim aceia care nu doar nevoia ne vă conduce în brațele Domnului, ci zi de zi, clipită de clipită ne va conduce spre o apropiere tot mai mult de El. Și așteptarea noastră, căutarea noastră față de Domnul, cum să fie? Cu dragoste, cu bucurie, dragii mei. Și dacă Domnul își găsește bucuria în Sfinți, tot la fel și Sfinții să fie. Am dat de multe ori exemplu din Vechiul Testament, din Psalmul care zice Sfinții care sunt în țară, ce sunt? Toată plăcerea mea. Sfinții, de ce sunt ai Domnului, dragii mei? Și dacă Domnul iubește, pe copiii săi și noi trebuie în mod normal să iubim ce iubește Domnul, nu? De deci, ce haideți cu lucrurile acestea să rămânem în această dimineață înțelegând dragostea lui Dumnezeu pe care o are față de fiecare dintre noi. N-a întors spatele lui air, nu ne va întoarce spatele nici nouă. Dar să facem parte din, și acum vorbesc celor care încă poate îl resping pe Domnul, să facem parte din categoria celor care îl caută pe Domnul, se îndreaptă către Domnul, strigă la Domnul, nu-l resping pe Domnul, nu-l trimit la plimbare, cu alte cuvinte, pe Domnul din viețile lor. Pentru că am spus cel mai grav este ca Domnul să plece de la tine. Domnul de aceea să binecuvinteze inimile noastre și să ne dea urechi de auzit fiecăruia dintre noi și inimi tăiate împrejur, deschise la cuvântul său, la tot ceea ce vrea să ne învețe. Și Domnul și El și numai El să fie lăudat de fiecare dintre noi în parte. Amin. Amin.